dimineața! Sunt Tatiana Andrieș. Astăzi dimineață voi vorbi un pic mai încet, pentru că este foarte devreme și vin să vă prezint acest model de globuri îmbrăcate, globuri din poliester sau din scârț, vorbind pe limba noastră, care, după cum vedeți, pot fi ornamentate în două moduri diferite. Pentru a lucra acestea, în primul și în primul rând, vom avea nevoie de globul în sine. Globul meu are un diametru de 6 cm, apoi vom avea nevoie de firul fie Bravo, fie firul Lurex, ori indiferent ce alt tip de fir aveți dumneavoastră. Eu astăzi dimineață voi lucra cu firul Lisa Lurex, apoi vom avea nevoie de cine dispune de acest fir de lame. Dacă nu dispuneți de firul de lame, nicio problemă, se poate folosi pentru floare un alt tip de fir, din nou ceea ce dispuneți dumneavoastră, o mărgeriță, vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece și de două tipuri de croșet, croșetul numărul 3 și, dacă veți lucra cu firul de rame, croșetul cu numărul 2 și jumătate. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrăm. Să nu uit, vom avea nevoie și de acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare, pentru că acesta este foarte important. Îl voi pune aici în fața mea și propun să începem să lucrăm, pentru că nu este mult de lucru, însă este momentul să începem. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Voi face în modul în care dumneavoastră să vedeți. Deci acesta este primul, cel de început, care nu îl numărăm. Acum vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 5 și cel de-al 6-lea. Acum voi închide cercul magic și voi face un picioruș alunecat pentru a încheia acest rând, după care voi face un ochi de lanț și voi intra în primul din cele 6 piciorușe scurte pe care le-am lucrat. Însă nu vom lua piciorușul întreg, ci doar partea din spate. Deci vom lucra tehnica back loop. Deci voi intra în primul, în partea din spate a piciorușului, și voi face o înmulțire. Cu corespondența unui picioruș voi face două. Astfel, la capătul rândului, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Tot acest model va fi lucrat în tehnica back loop, aparte punctul puff. Deci avem 4, acestea două sunt 6, în partea din spate întotdeauna, 12 piciorușe scurte. Acum vom închide rândul cu fir alunecat și voi face un ochi de lanț. După
care voi pune firul despărțitor și vom lucra. Un picior scurt, urmat de o mulțire, însă totul în tehnica B-club, deci vom intra doar în partea din spate a fiecărui ochi. Un picior scurt, următorul, o mulțire. Un picior scurt, urmat de o înmulțire. Scurt, o mulțire. Lucrând astfel până la capătul rândului, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Stai minte aici. Din nou un picior scurt, ultima mulțire și vom închide rândul cu piciorul alunecat felul acesta. Vom face un ochi de lanț și vom începe. De data aceasta vom lucra două piciorușe scurte urmate de o mulțire, însă în aceeași tehnică vom prinde doar partea din spate a firului. Și la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci am făcut deja două piciorușe scurte și o mulțire, continui cu următoarele două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Eu sper să vedeți ceea ce lucrez. Două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Două piciorușe scurte. Mulțire. Aceasta a fost o săptămână cam agitată pentru că au fost cele două zile de sărbătoare care mi-au schimbat un pic programele pe care le aveam în legătură cu lucrul, cu hobby-ul nostru, dar cred că de luni vom începe cu proiecte mai mari, pentru că sărbătorile noastre s-au terminat, să spunem așa, aici am închis cu un fir alunecat, face ochi de lanț. Și voi continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar în al patrulea vom face o mulțire. Întotdeauna luăm doar parte din spate a fiecărui picioruș. Sper că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci, așa cum am spus, scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire,
trei piciorușe scurte. Urmate de o înmulțire. Trei piciorușe scurte. Alte tre piciorușe scurte. Și ultima mulțire. Acum voi închide rândul cu fir alunecat, așa cum am făcut și până acum. Voi face un ochi de lanț, după care voi lucra 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, sper că la capătul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Această parte o voi lucra pas cu pas cu dumneavoastră. 4-lea. Iar aici vom face o mulțire. Din nou 4 piciorușe scurte. 4. O nouă mulțire. Lucrând în acest fel, până la capătul rândului, vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, o mulțire. Vom continua. Și o mulțire. Urmate de o nouă mulțire. Iar acum voi face ultima înmulțire. Și voi închide totul cu fir alunecat, așa cum am făcut până acum. Vom abandona firul despărțitor. Și vom continua lucrarea în felul următor. Acum este partea ușoară, să spunem. Voi trage firul pentru a lucra puncte puf. Și voi lua. Deci am deja un fir pe croșet. Voi lua o dată. Voi intra în același ochi. Cea de-a treia oară voi închide totul. Iau firul pe croșet, voi sări un ochi de bază și voi intra în cel de-al doilea. Deci primul îl sărim, intrăm în al doilea și lucrăm din nou.
Deci avem deja un punct. 3. Acum voi închide. Din nou firul pe croșet. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul. Și cel de-al treilea. Vom închide totul. Firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în următorul. Avem deja 1, 2, cel de-al treilea. Vom închide totul. Firul pe croșet, sărim din nou un ochi de bază. Vom intra în următorul. Voi intra în următorul. În felul acesta vom proceda până la capătul rândului. Când vom ajunge la capătul rândului, veți vedea modul în care vom continua. Mie mi-a plăcut foarte mult această idee. Sper să vă placă și dumneavoastră, pentru că este ceva nou. Încet, pentru că nu vreau să trezesc bătrână, pentru că dacă o trezesc, apoi nu mai reușesc să lucrez. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Acum știe toată lumea să lucreze, nu este ceva dificil. Apropiem de sfârșitul acestui rând. Unu și intrăm aici. Dacă am lucrat corect, trebuie să avem în felul acesta aceste trei ochiuri de bază. Știți că este diferența de un ochi între punctele puf. Am lucrat corect.
apoi închide totul cu fir alunecat în primul picioruș. Acum voi tăia firul și voi închide această parte a lucrării. Aceasta a fost partea cea mai dificilă din întreaga lucrare, să spunem așa. Deci această parte am terminat-o, vom pune deoparte, vom începe partea a doua, vom începe exact în același mod, vom face cercul magic în care vom lucra cele 6 piciorușe scurte. Acum eu voi simplifica, deci acesta este primul de început, nu-l număr. Vom închide rândul. În primul picioruș pe care l-am lucrat, vom închide cu fir alunecat. Voi face un ochi de lanț și din nou ca la cealaltă parte. În corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe scurte, vom face o mulțire și vom lucra din nou în același mod, tehnica Backloop. Vom închide rândul cu fir alunecat, facem un ochi de lanț, iar acum vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o mulțire, totul în tehnica backloop, așa cum am făcut și până acum. Deci un picioruș scurt. În următorul vom face o mulțire. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, vom închide cu picioruș alunecat. Voi face un ochi de lanț, după care voi continua cel de-al doilea rând de înmulțiri. Și de data aceasta voi lucra două piciorușe scurte. Din nou, în același mod, aceeași tehnică, pe clup, două piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Două piciorușe scurte. O înmulțire. Vom lucra astfel până la capătul rândului și vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi închide rândul cu piciorușa alunecat, voi face un ochi de lanț și voi continua. De data aceasta vom lucra 3 piciorușe scurte.
formate de o mulțire. Iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom înmulți. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat, voi face un ochi de lanț și vom continua. Punem firul despărțitor. Pe data aceasta voi lucra 4 piciorușe scurte. Cel de-al cincilea vom face o mulțire, lucrând astfel pe întreg parcursul rândului. La capătul acestui rând vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. 4 și o mulțire. Noi vom lucra singure, ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat, iar de aici începând vom lucra două rânduri de 36 de piciorușe scurte, deci nu vom înmulți, în aceeași tehnică, bec loop, două rânduri. Vom lua picioruș cu picioruș și vom lucra cele două rânduri. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri, deci 36 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem cele două părți ale globului între ele. Voi închide în felul acesta rândul. Voi pune acul gros de cusut lână, care vi l-am prezentat la început, sper să intru din prima. Așa. Iar din acest moment vom începe să atașăm cele două părți ale globului. După cum vedeți, prima parte am pus-o aici. Acum voi pune cea de-a doua și încet, încet voi intra în corespondența fiecărui ochi din corespunde prima parte pe care am lucrat-o și vom coase ochi cu ochi în felul acesta. Vom uni cele două părți pentru a forma globul întreg. Deci nu este nimic dificil. Vom coase fir cu fir, cu atenție. Sper ca dumneavoastră să vedeți. Undeva într-o parte și nu știu cât de bine se vede tot ceea ce lucrez, reușesc. Deci în felul acesta vom coase până când vom ajunge la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea. Deci după ce terminăm de cusut totul. Am ajuns la capătul rândului, am unit cele două părți ale globului, acum voi ascunde firul undeva de desubt, voi ieși cu el. Și îl voi pierde, nu este necesar.
niciun pericol să se desfacă. Face felul acesta. Și partea cea mai importantă a globului am realizat-o deja. Acum eu voi scurta acest fir și vom continua făcând floarea de deasupra. Pentru cine dispune de firul de lame, așa cum v-am spus, vom schimba croșetul și vom lucra cu croșetul 2 și jumătate. Vi l-am prezentat la început, voi da de o parte aceasta. Voi începe în cercul magic, voi lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Deci, dacă până acum începeam cu 6, acum voi începe cu 12. Veți vedea că floarea este foarte ușor de realizat. 11, iar acum voi face cel de-al 12-lea piciorul scurt. Voi închide cercul magic. Cu fir alunecat. Cu fir alunecat mă voi deplasa în următorul picioruș. Și acum voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Floarea este aceeași. În cazul în care nu dispuneți de firul de lame, veți face floarea cu o altă culoare. În corespondența acestui picioruș, voi face un număr de 4 piciorușe duble. Eu am lucrat deja 3, acum îl voi lucra pe cel de-al 4-lea. După care, în următorul picioruș de la bază, voi face picioruș alunecat. Voi lua firul pe croșet, voi trece în următorul picioruș și voi face din nou, în corespondența aceluiași picioruș, un număr de 4 piciorușe duble. După care în următorul picioruș voi face din nou fir alunecat, iau firul pe croșet, voi intra în următorul și voi face din nou picioruș, număr de 4 piciorușe duble. Acesta este un pic mai, firul acesta este un pic mai greu de lucrat, dar cu răbdare vom ajunge la capăt.
cel de-al patrulea picioruș dublu. În următorul loc voi face un picioruș alunecat, firul pe croșet, mă deplasez către următorul ochi și în corespondența acestuia voi face din nou cele patru piciorușe duble. Cel de-al patrulea picioruș dublu. În felul acesta formăm petalele florii, care vor fi în număr de 5. În următorul voi face un fir alunecat, iar acum voi face ultima petală. După cum vedeți, aici am două piciorușe scurte. Voi intra în acesta și voi face din nou cele patru piciorușe duble. Atenție, pentru că firul acesta este un pic mai greu de manevrat. Cel de-al treilea, cel de-al patrulea. După care voi face un picioruș alunecat cu care voi închide floarea. Mă opresc la anumite tutoriale pentru că acum canalele de YouTube sunt pline de îngerași, de tot felul de steluțe, de tot felul de fulgi și aș vrea să vin cu lucruri noi, cu modele noi care nu se găsesc pe toate canalele, pentru că, așa cum vă spuneam și vă spun și acum, nu vreau să fac concurență la nimeni și nici să fur tutorialele altor doamne. De aceea aleg cu grijă tutorialele pe care le execut în modul de a nu supăra pe nimeni. Vedeți, aici voi face, voi uni cele două capete de fire, voi face un nod sau două, așa, după care voi scurta firul și am terminat și această parte, aceasta care pare un pic mai greoaie, mai ales dacă sunteți începătoare. Cine lucrează de mult timp nu are niciun fel de probleme. Acum, cine dorește poate face această dungă argintie. Cine nu, îl poate lăsa așa simplu și eventual poate să pună o fondiță într-o parte. Aici este la atitudinea dumneavoastră. Însă eu vreau să vă prezint. Stai bun aici, stai cu minte. Se răstoarnă. Vreau să vă prezint modul în care putem face acea dungă
firul de lame, din nou cu același tip de croșet, 2 și jumătate, voi face un ochi de lanț de început, să știți că internetul este foarte lent și un tutorial de 30-40 de minute mi-au ore întregi să-l încarc. Aici este rândul unde am atașat cele două părți ale globului. Voi lăsa un rând, voi intra în acesta dedesubt. Deci, normal, în cel de-al doilea rând, după ce am atașat părțile între ele, așa, și acum voi face un rând de piciorușe scurte de jur împrejur, cu atenție să nu pierdem linia dreaptă. Să fim atente, să intrăm în corespondența aceluiași în piciorușul din același rând, scuzați. Trebuie să scuzați anumite erori pe care le fac, anumite greșeli, pentru că, așa cum vedeți, eu mă trezesc dimineața foarte devreme, la 3 și jumătate sunt deja sus, apoi fac aceste tutoriale, în medie mă odihnesc 4 ore în fiecare noapte și apoi mă așteaptă o zi de lucru întreagă, de aceea uneori mă exprim în mod greșit, însă important este să înțelegeți ideea principală, modul în care lucrăm. Bineînțeles, nu este nimeni vinovat că eu mă trezesc la această oră, dar altfel nu pot să-mi desfășor activitatea zilnică. Serviciu e serviciu și hobby-ul e plăcere. Așa că trebuie să le îmbin pe amândouă, făcând sacrificii. De aceea, de foarte multe ori, vă rog, dacă vă plac lucrările mele, să lăsați un comentariu, să dați un like, un share. Nu vă costă nimic. Puteți să urmăriți tutorialul ori de câte ori doriți. Totul este gratuit. Dacă nu ați înțeles odată, puteți să urmăriți tutorialul a doua oară, a treia oară. Se poate vedea și la televizor, dacă aveți acel cod de acces al televizorului, de televizorul dumneavoastră depinde, nu de al meu. Și vorbind așa, încet, încet, ne apropiem de capătul rândului, care sper să fie cel corect, să nu fie greșit, pentru că și nouă ni se întâmplă să greșim, nu ne iese totul din prima, să știți. Multe ori încercăm și noi înainte anumite modele, pentru că întotdeauna învățăm. Și așa cum am spus, de multe ori sunt lucruri pe care le învăț odată cu dumneavoastră. Deci sunt pe calea cea bună. Aici, din când în când controlez și modul în care
lucrez, pentru că trebuie să ajung la același nivel de unde am plecat. Imediat ne apropiem de sfârșitul acestui rând. Așa cum vă spuneam, internetul este foarte lent. În general, 10 minute de tutorial mi-a o oră pentru a încărca. Deci imaginați-vă un tutorial de acum mai bine de 40 de minute. Deci voi avea nevoie de aproape 5 ore pentru a-l încărca. Nu știu ce se întâmplă. Am fost foarte bucuroasă când am reușit să pun acest internet, dar acum sunt foarte amărâtă, pentru că mă așteptam la cu totul altceva, la o viteză mult mai mare. Am ajuns și la capătul rândului, ați văzut, suntem în modul, în locul exact. Aici voi face un fir alunecat. Voi închide rândul, iar capetele de fir le vom pierde undeva dedesubt, le vom trage cu croșetul, le vom ascunde practic. Sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat astăzi dimineață. Sper foarte mult să lucrați și dumneavoastră cu plăcere, așa cum și eu cu foarte mare plăcere vă prezint aceste modele. Mă pregătesc, vedeți, îmi fac temele dinainte, exact ca un elev la școală. Acum am terminat de ascuns firele și voi tăia aceste capete de fire. Și din nou, la opțiunea dumneavoastră, la dorința dumneavoastră, fie voi coase floricica aici, fie o voi lipi cu lipiciul lichid la cald, cu cel de care dispuneți. Eu voi pune lipiciul lichid. Dumneavoastră, așa cum vă spuneam, foarte bine puteți să coaseți un pic de glob. Partea principală voi încerca să fixez exact pe mijloc. Mijlocul se distinge foarte ușor, pentru că e cercul magic. Din nou, la dorința dumneavoastră, așa cum am făcut eu, puteți pune o mărgeluță aici pe mijloc, pe care o puteți lipi și prin care să introduceți apoi firul transparent cu care veți pune în brăduț globul. Eu din nou voi folosi lipiciul lichid. Aici pe mijloc, pe mijlocul florii, și voi, scuzați, voi lipi mărgeluța în modul în care găurile să-mi fie lateral, încât să pot intra cu firul transparent. Așa. După
ce s-a lipit totul bine, se introduce firul transparent și uitați-vă, aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint astăzi. Eu sper, repet din nou, sper foarte mult să vă placă, sper să lucrați cu plăcere, nu vor să stea așa cum le pun eu, le voi lăsa în felul acesta pentru a avea o imagine de ansamblu. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile dumneavoastră, pentru comentarii, pentru faptul că mă urmăriți. Să mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul meu de YouTube, chiar dacă prezența mea nu este constantă, nu este în fiecare zi, ar fi imposibil să postez în fiecare zi, dar încerc foarte mult să vin cu modele noi care să vă atragă și, așa cum spuneam, de săptămâna viitoare vom intra la un proiect mare, mare chiar, așa. Până luni voi veni din nou cu câteva proiecte mai mici și care cred cu siguranță că vă vor atrage, vă vor plăcea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să lăsați un like, un comentariu. Sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut. La revedere!